Bună seara, dragii mei! Cei care alegeți numărul 3, știți că adesea se întâmplă la mine să se întrerupă. Îmi pare rău, asta este situația. S-a întrerupt în timp ce spuneam că e posibil să vă eliberați de o familie, un mediu profesional, eventual, vreun job, vreun context financiar, o relație de business, ceva. Pentru că acolo vă simțiți singuri, neînțeleși. Și eventual din cauza acelei situații intrați, evadați în, mai ales noaptea. Da. Către visați, către sufletul vostru. Un suflet cu care nu cred că sunteți, dar 3 și cu 4, vi atrageți, urmează să fiți. La capătul setului de cărți, Regina de Bâte, Muza, 5 de cupe, 9 de bâte. Probabil că unor vă e dor de muza voastră. De o persoană care vă instigă, vă aprinde sau invers. Voi să fiți acea persoană pentru cineva în cazul în care sunteți singuri. Dar văd un dor. Văd un dor, niște blocaje. Un dor de cineva care a plecat din viața voastră. Hai să vedem 10 de monede, să clarificăm. Cavalerul de spade. Nu, valetul de spade. 7 de spade, minciunele, turnul, regina de cupe. Ha! Valetul de spade. Nu știu, cineva regina de cupe, peștrac, scorpion, turnul și 7 de spade. Adică o energie feminină foarte sensibilă, empatică. Exact, cred că ceea ce sunteți unele doamne sau ce vă doriți să aveți în preajmă unii domni. Turnul, evenimente neașteptate, separări. Și 7 de spade, minciuni, furăciuni, strategii. Dacă sunteți în separare de un suflet drag, că n-am cum să zic altfel. Până acum interesant, 7 de spade și autosabotaj. Până acum separarea s-a produs ca să nu vă mai păcăliți. E greu de explicat, că nu vreau să, nu știu exact în ce poziție sunteți. Sunteți persoana aceea sensibilă sau sunteți persoana care vă doriți acel suflet pereche? Ia, 4 de cupe. 7 de spade, exact aici am oprit. Și iar revin, turnul. Te rog, lasă-mă în pace, că m-ai supărat.
Poate că cineva v-a supărat sau ei s-au supărat pe voi. Patru de cupe. Nu știu, e un refuz din cauza minciunilor. Nu cred că aveți de-a face cu oameni care fură, dar e un refuz, poate să fure, eu știu, energie. Sau... Da. Luna. Asul de spade. Interesant. Eliberarea asta vine cu un câștig, cu o victorie, cu adevărul câștigat versus minciuni. E ca și când visați cu luna asta, visați luna de două ori. Visați la o nouă relație adevărată după ce ați refuzat sau vreți să... Nu mai aveți de-a face cu relații în care vă mințiți sau oamenii vă mint. Mora, te rog, nu fi clingy. Nu fi clingy, că mă superi. Te rog. Dintre voi aveți o persoană care stă așa, dacă nu voi persoana dragă, o persoană foarte opositoare, clingy, agățătoare, așa ca o iederă. Bine, Mura nu minte, dar uneori foarte așa dependentă de mine, față de pisici care sunt independente. Și cred că asta visați, eliberarea de o persoană din familie sau dintr-un context profesional. Valetul de spade. Interesant, un personaj care a mințit eventual că are bani și nu-i are. Ha! Dacă sunteți voi, să sperăm că nu sunteți. Că dar nu știi ce fel de oameni ascultă această etalare, acest canal. Dar dacă sunteți voi, nu vreți să mai fiți. E ca și când visați să fiți corecți, în cazul în care ați mințit că aveți bani și nu aveți. Am dat și mesajul ăsta. Acum, dacă nu sunteți voi în cazul ăsta... Cineva a mințit, ori la locul de muncă, ori că are bani, ori a ascuns faptul că e căsătorit, căsătorită. E ceva incorrect, injust. Tot apare justiție. Și odată ce vă dați seama că e lună, da? E lună. Și lună plină. Vedeți? Vedeți această situație și tăiați stringurile cu asul de spade. Vreți dreptate. Iată și pe șapte de spade, că e foarte ciudată cartea asta aici, dar e bine. Wheel of Fortune, interesant. Roata norocului. Apropo de încheiere de ciclu. Da? Eliberare. Vă eliberați. De oameni care vă mint, care vă fură, care vă fură norocul, interesant, apropo de, da? Vă fură destinul? Și vă lasă în karmă sau vă țin în karmă? Dar iar sunt niște chestiuni legate de bani. Bani, noroc. Poate cineva vă fură, sper că nu vă fură de acasă sau de la locul de muncă, eu știu, nu vă fac statul de plată corect. Regele de monede, regina de monede. E un cuplu aici. Cavalerul de cupe, trei de monede.
E un cuplu și apare o altă persoană de care unul din cei doi s-a îndrăgostit. E un suflet pereche la distanță interesante, are apare lumea, lumea apare de două ori. Temperanța și sunteți în așteptare. Ia uite, diavolul vrea să apară. O situație toxică. O nouă dragoste sau o dragoste. Familia, căsătoria, comunitatea și diavolul, situația toxică, dependența de bani, dependența de atenție, niște chestii, da? Și apare sufletul acela pereche, da? Dar nu cred că sunteți cu ei. Nu cred că sunteți cu ei. Ideea este că vă eliberați de acest context. Vedeți lucrurile clar și te ia stringurile. Și asta e bine. Asta e bine în orice situație ați fi. Hai să vedem, curățăm cărțile. De ce vă bucurați? Că luna plină vine și cu bucurie. Bișeim Adonai, Mimini Mihail, Mismoli Gabriel, Mirif Nai Uriel, Ume Ahorai Rafael, Va Avroși și Hinate. Apare ce apare? Vai ce frumos! Femeia divină, apropo de împărăteasă. Din voi, dacă sunteți doamne, pe care o așteptați dacă sunteți domni, de creativitate, de dragoste, ce e frumos, pe care ați sperat-o, ați visat-o, să înțeleg că începe să manifestați dragostea, abundența pentru unii, dar nu cred că e doar abundență, cred că este mai mult, cred că e dragoste. E ca și când ați investit în creșterea voastră și v-ați atras această dragoste. Valetul de cupe și soarele. Dată, duri. Opt de spade. Să înțeleg că vă eliberați de programe, cum am zis. Putere 8 și 8, da, e transformare. Wow, ce frumos! Hai să pun această carte deoparte. Și regele de spade. Îmi place și regele de spade. Chiar dacă nu arată, eu știu, nu știu câte emoții, astea nu înseamnă că nu simte. Regele de spade poate să simtă foarte mult. Dar e mai rece în aparență, pentru că a trecut prin foarte multe ca și regina de spade. Poate să fie divorțat, văduv, ca și regina de spade, da? De obicei mai solitar. E un om serios. Un om corect, îmi place că a apărut sub asul de spade. Dacă sunteți voi, o nouă variantă a voastră, în care nu mai vreți confuzii, nu mai vreți situații complicate, vreți situație clară. Și fiind așa, ca și bărbat, vă atrageți femeia divină. Da? Între timp și energia și femeia divină se transformă, simt care legătură, da? Transformarea voastră ca și bărbați atrage și transformarea lor ca și femei, sau invers. Dar e fain că începe cu 8 de spade, care înseamnă 8 transformare, moarte și renaștere, casa 8 a scorpionului, care vine și cu adicții. Oho! Da? E ca și când ați văzut ca într-o oglindă. Și vedeți voi că când e noapte, nu vedem. Dar când e soare sau când e lună plină, putem să vedem. Aici este ce nu ați văzut și ce ați trăit, de fapt, programele astea, acasă, la serviciu, sau oameni căsătoriți, oameni care zic că au bani și n-au bani, oameni care ascund, eu știu, bani. Din potrivă, zic că sunt sărași și sunt plini de bani, dar nu vor să ofere. Niște chestiuni. Minciuni, bani și alte chestii. Dar, repet, vedeți lucrurile. Vă eliberați de ele. Vedeți că, de fapt, sunteți liberi, nu sunteți legați. Dacă ați trăit în acel context, nu vă leagă nimeni. Interesant, vedeți, unii dintre voi vedeți că tot ce a fost acolo în situația pe care m-ați străduit și o să o explic, pentru unii poate să fi fost atac spiritual, mental. Iar dacă aveți o persoană cu probleme mentale, vă eliberați de persoana aceea.
Și mergeți către persoana liberă, cu autonomie mentală, cu care poți să crezi, cu care, de care te poți bucura. Și uite, cata, ce frumos, uite, și apare și asul de spade, peste sau sub, vine, 7 de cupe. Da, 7 de cupe are legătură cu confuziile despre care am vorbit mai devreme, pe care le încheiați. Renașteți și aveți mintea limpede versus aceste confuzii, opțiuni. Poate cineva n-a știut să aleagă, poate sunteți voi care n-a știut să alegeți, poate altcineva n-a știut să vă aleagă pe voi, pentru că are prea multe opțiuni, pentru că nu știe ce să facă, pentru că are mintea varză. Mintea și minte. Apropo de minte, de minciunele. Repet, dacă voi v-ați mințit, v-ați păcălit, fără să vă dați seama într-o situație, vedeți clar. Vedeți clar. Mergeți spre o nouă relație. Asul de cupe și asul de monede, ce frumos. Dinamică, sinceră. Și lăsați în urmă romanțioșii sau romanțioasele, dar care, cu care crești cavaleri de monede foarte greu. Pentru unii, poate în această momentă de, în acest moment de trezire, probabil va fi și comunicare zilele astea, săptămâna asta, casul de spade și regele de spade, va fi și comunicare. Ce vreau să zic? Da, de acum încolo veți dori și iubiri demonstrative sau să demonstrați dragostea. În cazul în care n-ați demonstrat, o vreți să demonstrați, să o demonstrați. În cazul în care cineva nu crede în voi, vreți să demonstrați. Pentru că e o chestiune de sabotaj, de minciuni, de neînțelegere. Deci dacă cineva n-a crezut în dragostea voastră, vreți să o demonstrați. Dacă a stat lângă persoane dependente, vreți oameni liberi. Asta e, era o vorbă. Mai bine cu un deștept la pierdere, da. Mai bine cu un deștept la pierdere decât cu un prost la câștig. Apropo de bani, da? Să ai bani și să ai un om clinghi lângă tine, care stă, se agață, nu știe ce vrea, nu mai lasă. Știi? Pentru că cu un om deștept, chiar dacă nu ai bani, poți să faci bani. Cu un om sincer, iar nu mai zic. Hai să clarificăm, sunt ciudate mesajele, dar asta e. 8 de spade. Moartea, da, exact, nu mai vreți moarte, nu vreți așa ceva. Programe, exact, moartea programelor. Să stați agățați în situații care nu vă reprezintă. Nu, pardon. Asta realizați. Vă vindecați. Vreți relații reciproce. Vreți relații echilibrate. Chiar dacă e o chestiune legată de job, da, poate acolo nu primiți bani suficienți. Cineva zice, da, o să dau și nu mai primiți. Schimbați direcția și vedeți adevărul și gata. Da, zic, adaptați-vă mesajele. Puterea. 4 de monede. Iar oameni care țin de bani. Clinghi, care țin de, eu știu, nimicuri. Nu, vreți altceva. 3 de cupe. Oameni care se bucură de viață, ia uite ce frumos. Care simt dragostea, care cresc. Exact asta. Asta e transformarea în relație, că e 4 relații. Vreți o relație stabilă, dar cu altfel de oameni. Regele de spade. Ce realizați? Turnul. Ia, turnul. O mai fusese? Dați în urmă că era acolo turnul. Da. Aici a fost? Nu. Dar a fost turnul și 7 de spade. Dați în urmă. Aici este... Pui, ce transformare! Ar putea să fie o transformare șocantă pentru unii. Dacă n-ați știut ce vreți de la viață, brusc să știți ce vreți de la viață. Depinde ce vârstă aveți. Și uneori nu știi ce vrei de la viață pentru că stai lângă oameni care nici ei nu știu și care țin de tine sau eventual care te leagă cu diferite, eu știu, manevre psihologice, verbale și te fac să nu mai vezi și să nu înțelegi. Nu, e o eliberare intensă cu moartea și cu turnul, șocantă. Repet, bărbați, femei, orice ați fi, este transformarea voastră
Ieșirea din autosabotaj, zic că și a șapte de spade, că înseamnă foarte mult, dar să mă limitez doar la autosabotaj. Și asta pentru că vă conectați telepatic emoțional cu alte ființe mai înalte, cu energie feminină divină, care poate să fie pentru unii care sunteți singuri, vreun înger, Fecioara Maria sau eu știu ce figură feminină inspirantă. Orice ar fi ați fi bărbați, femei. Asta în cazul în care sunteți singuri și nu aveți un suflet pe pereche la care visați. Dar dacă aveți un suflet la care visați, eu zic că îl manifestați. Uite, e invocare. Vă atrageți, vă atrageți. E soarele ăsta, iar trezire, trezire din chestiuni toxice. Iar unii poate... Da, șase de cupe. Investiți în creșterea voastră și vă atrage sufletul pereche, clar. Mai dăm pe turn încă o carte. Curiozitate. Nouă de monede. Exact. Vreți oameni independenți. Vibrați. Preîmpărăteasa și împărăteasa. Probabil, dacă sunteți bărbați cu femeia asta, vă doriți să vă căsătoriți. Nu cu una care... nu zic mai mult. Da, măi, și-a apărut mare preot căsătorie. Păi da, ia dă-mi și pe împărăteasă. Valetul de cupe. Da, sunteți deja îndrăgostiți unii dintre voi de această femeie. Visați, apropo, visați, cai verzi pe pereți. Nu, nu sunt cai verzi pe pereți. Puteți manifesta această femeie. Da? Deși pare greu, dar nu e greu. Dar pentru asta trebuie să vă pregătiți voi, orice ați fi bărbați, femei, da? Soar, băi, ce frumos! Energia masculină, de fapt, chiar dacă aici este energie feminină. Energia masculină. E o trezire. Soarele și luna, ce frumos! Masculin și feminin divin. E, asta e. Cineva plânge după voi. Asta e, găsiți timp să le acordați și lor atenție. Însă, energia feminină și energia masculină divină. Cu alte cuvinte, are sens să visați și să depășiți limitele acestei lumi. Că se va face dreptate. Justiția umană nu este la fel cu justiția divină. Sunt diferențe. Însă, mai ales că cea umană nu e cine știe ce. Iar eliberare, să nu uităm de eliberare. Dar transformarea voastră va duce oameni pe măsura noilor vibrații. Dacă stați lângă anumite vibrații, apropo de birds of a feather, dacă stați lângă oameni care nu știu ce vor, cât ați vrea voi să știți, l-am dat, intrați și voi în confuzii. Și vă blocați mental. Să zicem eliberare, 10. Eliberare, da, 10 și 10. Că despre asta vorbim. Sper că am fost clară. Și sper că totuși, chiar dacă am întrerupt, s-a întrerupt, nu am întrerupt eu, v-am dat vești faine. Judecata, asul de spade, ce fain. Super trezire. Super. Și am comunicarea asta telepatică. Poate unii dintre voi, apropo de suflete pereche, de ce am zis mai devreme, călătoriți în timp și spațiu, în timp și spațiu, am zis. Tocmai ca să vă eliberați de situațiile alea, de legăturile astea karmice. Iar ce frumos, și aici este călătorie în timp și spațiu, nu e așa că seamănă un pic. Un soi de space traveler. Lucid dreams. Fain. Și aici parcă e o călătorie. Un urcuș, un coborâș. Urcați până la nori, cu sufletul pereche, și până mă coborâți pe pământ în legăturile astea karmice, dar cred că de care vă veți elibera în curând, pentru că este obositor.
să trăiești între două lumi. Acum, dacă nu sunt două lumi, că poate sunt prea abstractă pentru unii, vor fi două locații, da? Două situații, da? În care vă păcăliți, vă stați în karmă și urmează să găsiți adevărul și să vă reiberați și să manifestați transformarea vieții voastre, iau de moarte și puterea. Independență, autenticitate, autonomie mentală și perechea potrivită, da? Oameni ambițioși, oameni logici și unul și celălalt. Pare imposibil, dar nu este. Ia uitați. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau.